Am revenit la Vorbește Lumea și urmează un moment absolut superb, în timp ce unii fac sport de plăcere, alții fac sport de nevoie. Adică, de exemplu, cei care au câini și cei care trebuie să-i scoată la plimbare o dată de două ori pe zi, cum o fi programul fiecărui câine, te duci în parc, asta este, n-ai ce să faci, dar când ai un câine care atrage toate privirile, nu îmi spune tu mie că te chinui, este o plăcere să te plimbi prin parc cu cățelul și cel mai bine știe acest lucru, Răzvan Oancea, care ne face și nouă tuturor dimineața mai frumoasă cu câteva exemplare absolut superbe din rasele Husky și Samoyed. Bine ați venit! Bună dimineața! Bine ați venit la Vorbește Lumea! Doamne, bine v-am găsit! Vorbește Lumea, că ne-ați adus cele mai frumoase exemplare. O să vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre ele. Avem așadar rasa Husky și rasa Samoyed. Și Samoyed. Da? Cu ce începem? Seamănă mult, vedem deja. Da. Sunt amândoi câini nordici, sunt câini care la origine au fost câini de sanie. În continuare lucrează cu plăcere, dacă îi pui să tragă la o sanie. Da? Din păcate, la noi vremea, în ultima perioadă, nu prea am avut zăpadă ca să putem sanie, să... Sanie cu roți, nu-i problemă. Da, se lucrează la card, la TV, la orice. Ei trebuie să tragă, să se simtă bine să tragă. Așa. E cumva, îi satisface treaba asta, se simt util, nu? Sunt câini foarte puternici, da. Tocmai de aia, după cum vedeți, toți câinii din studio în momentul ăsta au la gât zgârzi și lese. Dacă punem hampă ei, o să vedeți cum se transformă câinele și nu mai poate fi potolit. O să avem niște câini care încep să tragă și aici. Mută platou. Vorbim așadar despre niște câini foarte puternici, nu? Sunt câini foarte puternici, da. Sunt câini foarte puternici, sunt câini care sunt... învățați să stea lângă om. Nu sunt câini pe care să iei și să-i uiți într-o curte și să nu-i mai bagi în seamă. Sunt loiali? Sunt loiali. Ce înțelegem prin loiali? Sunt câini foarte atașați de om. Foarte așa, dar atașați, se vor adapta la un nou stăpân oricând. Ei vor să fie lângă om. Ăsta nu e câine de pază. Nu e câine pe care să-l pui în curte și să-ți facă pază. Dacă intre cineva în curte și face semn, îi sare în brațe și se joacă cu el și... Eu văd blănița asta vreau să spun, care este absolut superbă și pufoasă. Și întrebarea care îmi vine în minte este: cât de costisitor este să avem grijă de cății ăștia, de rasa asta? Sau de rasele astea? Pentru orice câine, indiferent de rasă, trebuie să aloci un buget lunar. Și un câine de apartament din cel mic, de 5 kg, trebuie dus la toaletat o dată pe lună. Trebuie făcută o deparazitare externă pentru paraziții externi și costă și ăla. Pentru un câine de acest tip, toaletajul este undeva, nu știu, să zicem, în jur de 300 de lei. Lunar? Nu trebuie să-l faci chiar în fiecare lună. Dacă mai pui și tu peria pe el acasă, îl întreții altfel. Da? Dar cel puțin de două ori pe an trebuie să meargă la un... groomer profesionist. La un salon. Adică nu putem face acest lucru acasă, e clar. Exact. În momentul în care iei un câine de genul ăsta și îl speli, sunt câini care au două tipuri de blană. Au blană lungă și sub păr, o blană mai scurtă, care îi protejează de frig și vara de căldură. Dacă îl speli acasă și nu-l usuși bine și nu-l perii bine, această blană se va încălci. Și vei ajunge la salon cu el și vei plăti mult mai mult ca să repare ce strici tu acasă. Știi ce cred că ar fi util să facem? Diferența între cele două rase. Deci husky sunt cei cu negru. Da. Samoyezii sunt complet albi. Da. Și acum hai să vorbim puțin și despre nevoile speciale pentru fiecare rasă. Să începem cu samoyezii. Nevoi speciale. Cum am spus, sunt câini care trebuie să stea lângă om. Sunt câini dependenți de om. Genetic și în istoria lor ei au stat tot timpul lângă oameni. Da? Au trăit cu omul, oamenii au avut nevoie de ei să se miște și să se încălzească când gerurile erau foarte mari noaptea. Sunt câini care au dormit cu oamenii, sunt câini de care oamenii au avut nevoie. Da? Samoyedul este puțin mai liniștit. Husky este un câine foarte energic. Husky, dacă se plictisește, își va găsi ceva de lucru. Dărâmă casa. Nu-l las singur. Așa fac toți câinii, nu așa fac nu toți. Nu toți. Contează foarte mult cum îi educi. Și contează foarte mult pornirea câinelui. Dacă el pleacă cu educația de bază, de acasă, de la mama lui, femeia când fata îi educă, până la... Tocmai de aia câinii se țin până la 2 luni și jumătate, 3 luni, nu ar trebui să părăsească niciun pui cuibul. Pentru că mama îi educă. Sunt cei 7 ani de acasă. Da? Îl iei la 6 săptămâni, vei avea un câine care nu știe reguli, vei avea un câine care va mușca pentru că mama lui nu l-a învățat cum să-și dozeze mușcătura.
Da? Și de acolo apar problemele. Mi-a mușcat copilul în joacă. Vecinul. El nu știe despre ce e vorba. De acolo apar abandonuri. Da? Mi-a mușcat copilul, n-am ce să mai fac cu el. Îl dau. Este adevărat că foarte mulți oameni abandonează din toate rasele. Din păcate, alegerea unui câine nu este o chestie pe care trebuie să o faci la impuls. Da? Trebuie să te gândești bine, trebuie să-ți asumi că acel câine va fi alături de tine minim 10 ani, sunt câini care trăiesc 15-17 ani, trebuie să-ți asumi că se va îmbolnăvi, trebuie să-ți asumi că va trebui să mergi cu el la veterinar să vezi despre ce e vorba, trebuie că s-ar putea dresaj. Să-ți mai facă și în casă la început până îl înveți să-ți facă afară, că... Deci trebuie să iei în calcul o tonă de lucruri, exact. Și tocmai de aia, eu acasă am o fetiță de 6 ani, cu siguranță se uită la televizor în secunda asta și vede acești câini superbi și strigă prin casă, vreau, 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 tati, adum, cum a făcut și data trecută când am avut câini în platou. Dacă m-aș gândi să iau acasă un exemplar de genul ăsta, ce ar trebui să iau în calcul, cum se comportă ei, vreau să știu, vis-a-vis de copii? Sunt afectuoși? Sunt extraordinar de bun cu copiii. Uitați. Și noi ne-am jucat cu ei, dar trebuie să facem. Da, sunt câini foarte buni cu copiii, sunt câini care sunt învățați. Ce vă spuneam mai devreme, oamenii îi băgau cu ei în cort, în iglu, iarna și stăteau acolo și încălzeau toată familia, dacă erau temperaturile foarte mari. Stăteau cu copiii și se jucau, nu aveau voie să fie agresivi. Sunt câini care permit multe. Nu au genă de agresivitate față de om în ei. Este posibil... într-un anumit moment, în funcție de anumite situații, să aibă o tendință agresivă cu un alt câine. Da? Ei sunt câini de haită, să zicem așa. Acolo se stabilesc cumva niște ierarhii. Da? Și la atelaje, în momentul în care spui câinele, ai un conducător, ăla va fi șeful. Printre acești câini minunați există și campioni, nu? Da, în afară de cei care nu au încă vârsta necesară și nu au apucat să participe la concursuri, toți ceilalți sunt campioni. Și când zic de cei care nu au vârsta, vorbesc de Joy, care stă aici lângă mine. Joy, care a obosit și care vrea a obosit. Să doarmă puțin. Ea a fost foarte ocupată. În weekend am fost la Giurgiu, am avut 3 expoziții. A avut treabă, Joy. A avut treabă, e puțin obosită. Și Brechi aici de față a avut treabă. La fel, a fost la expoziție la Giurgiu. El este un câine care este deja campion Bulgariei, este campion România, campion România juniori. Wow. Sunt câini foarte buni. Te salutăm, campionule. Așa. Ce au ei în comun, toți câinii de aici, în afară de Raisa de acolo, care este o femeluță pe care am importat-o din Ucraina, toți câinii de aici sunt câini născuți în canisa noastră. Toți au ca nume de familie, să zicem așa, Bad Creation. Canisa noastră se numește Bad Creation. Știu că sună puțin mai ciudat, Bad Creation. Primul nostru câine a fost un husky. Și în momentul în care îți rupe o canapea, îți scoate parchetul sau linoleul, cum era la vremea aia din toată casa cu 20 ceva de ani, primul impuls când am ales numele de canisă a fost să punem Bad Creation. Da? Așa că în orice pedigriu de câine, de Samoyed sau de husky, se vede undeva acest nume Bad Creation în toată lumea asta, acel câine provine de la noi. Fascinant. Și mulțumim. Avem câini în toată lumea. Avem și în America, avem și în Germania, în Luxemburg, în Ucraina, în Grecia, peste tot. Mulțumim, vă așteptăm cu această gașcă mare și într-o ediție viitoare. Doamne, ce drăguțe sunt. Mulțumim încă o dată, da. Da, noi